so tough. And I'm gonna take you traveling the world. I go love you. Salutare tuturor, astăzi avem un nou clip și vreau să vorbim puțin despre make-up waterproof, despre machiatul la piscină, machiatul la plajă, machiatul la sală și să vedem care sunt miturile legate de zona aceasta. Bun, să începem. Ce înseamnă make-up waterproof? Make-up waterproof înseamnă că acel machiaj este rezistent la apă. Știu că scrie waterproof și într-adevăr sunt anumite produse care sunt, eu le-aș zice, aproape waterproof, pentru că, sinceră să fiu, și cu mascara waterproof super de calitate, vorbim aici de Makeup Forever sau MAC, s-a întâmplat după foarte, foarte multă expunere la apă să curgă mascara. Așa că aceste produse waterproof într-adevăr sunt mai rezistente, dar nu înseamnă că nu, după o expunere îndelungată la apă, nu se pot, sau mă rog, nu își port, pierde forma sau pigmentarea sau pur și simplu să migreze pe piele sau pe pleacă și așa mai departe. De ce avem noi make-up waterproof? Ei bine, pentru că în anumite situații femeile au vrut sau au trebuit să se machieze în condiții în care machiajul lor trebuia să reziste, fie că aveau un shooting în apă, fie că era vorba de, nu știu, într-adevăr, înainte știu că poate se machiau femeile la plajă, la piscină și așa mai departe și s-a inventat și această variantă. Există, așa zis, fond de ten waterproof, dar nu este waterproof, este pur și simplu water resistant. Dacă ar fi waterproof, ar fi destul de nasol, pentru că ar fi foarte greu de îndepărtat de pe piele și greu de demachiat, ceea ce nu ar fi favorabil. De asemenea, trebuie să rețineți, ca să înțelegeți cum funcționează machiajul waterproof, machiajul waterproof are un grad ridicat de ceară pe lângă alte ingrediente. De exemplu, mascara waterproof este mult mai cerat, ceea ce înseamnă că se lipește mult mai bine de geană și, după cum bine știți, apa alunecă pe ceară. Dar, în același timp, machiajul waterproof nu este atât de benefic pielii. De exemplu, mascara waterproof se îndepărtează mult, 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 mult mai greu. Există riscul, pentru că tot vreți să îndepărtați, să frecați mai tare, să aplicați mai multă presiune și să vă rupeți gene. De asemenea, există riscul să rămână rezidul de mascara în zona ochilor, pentru că nu v-ați demachiat în profunzime și corect, pentru că este, din nou, cum ziceam, greu de îndepărtat și atunci, în timp, puteți să aveți probleme, Doamne ferește, să dezvoltați diverse mici afecțiuni ale ochilor, să se inflameze rădăcina genelor și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea trebuie să le aveți în vedere atunci când alegeți make-up waterproof. La fel, fondul de ten waterproof, vă dați seama, ca să reziste, se lipească acolo de tenul vostru, da? Imaginați-vă cât de mult vă blochează porii și cât de mult vă încarcă tenul. Make-up-ul waterproof este foarte bun pentru anumite situații și eu nu zic să nu-l folosiți niciodată, ci pur și simplu să nu folosiți make-up waterproof de zi cu zi în speranța că machiajul vostru va fi mai rezistent. Folosind zi de zi make-up waterproof, nu pot să zic că vă garantez, dar vă zic sincer că în timp veți vedea niște efecte mai neplăcute. Așa că da, nu știu, dau un exemplu. Mergem la Electric Castle și știm că acolo o să plouă și vrem să nu ne curgă rimelul, folosim make-up waterproof. Mergem la, nu știu, suntem mireasă și știm că suntem mai emoționale și s-ar putea să plângem, folosim make-up waterproof. Și așa mai departe. Dar nu folosim make-up waterproof așa, tot timpul, pur și simplu. Cum ar fi să zic că eu iubesc machiajul și iubesc produsele, dar cred că ar trebui să înțelegeți că machiajul este acolo să ne dea un mic boost de încredere, să, că na, e ritual în sine, că te aranjezi și îți place, dar nu, el nu trebuie să ne blocheze porii, el nu trebuie să ne încurce, ca să zic așa. Baza frumuseții exterioare este, ca să zic așa, o îngrijire bună, o față sănătoasă, o piele sănătoasă, un corp sănătos, alimentație, apă, creme, măști și așa mai departe. Make-up-ul este așa, ceva mic în plus. Așa că ar trebui ca make-up-ul să nu ne încurce și să nu ne blocheze porii, să ne creeze imperfecțiuni, infecții sau mai știu eu ce. Bun, acum că am înțeles
cât de cât zic eu, ce înseamnă make-up waterproof să, și cam când ar trebui să-l folosim. Deci zic eu și sper eu că am înțeles că n-ar trebui să-l folosim chiar zilnic. Da, aici vreau să fac o paranteză. Există excepții, persoane care cu, nu contează câte mascara au încercat, genele lor nu stau curbate dacă nu folosesc make-up waterproof, make-up, mascara waterproof. Se întâmplă și e ok, dar acestea sunt excepții. Ideal ar fi, și ce vă sfătuiesc eu, este să vă căutați niște produse normale, nu waterproof, rezistente, care să vi se potrivească, și dacă le-ați încercat pe toate și nimic nu funcționează, atunci da, treceți la variante waterproof. Să vorbim despre machiatul la plajă, la piscină, la sală. Sper că știți răspunsul și răspunsul este nu. Vă dau un exemplu, mergeți la sală machiate. Se mai întâmplă, am bățit-o și eu de câteva ori, dar nu faceți un obicei din asta. Și aici nu vorbesc de machiajul ochilor, pentru că nu contează, maxim transpir și îți lăcrimează ochii și îți curge rimelul. Asta este tot ce se poate întâmpla. Vorbesc de ten, pentru că tu când transpiri excesiv la sală, mai ales dacă faci cardio și așa mai departe, gândiți-vă porii ăia și pielea care se amestecă cu fondul de ten și cu transpirație și cu praf și cu ce mai e pe acolo și stă așa totul pe piele și în pori. În primul rând, oricum, dacă mergeți machiate la sală, oricum transpirați. Deci oricum vi se strică machiajul că transpirați excesiv și sper eu că nu folosiți make-up waterproof pentru sală, special pentru sală, ca oricum să ajungeți acasă să trească să vă retușați. Nu mai bine nu vă machiați și când veniți vă faceți un machiaj fresh, frumos, pe o față curată, pentru că după ce transpirați la sală, este normal să aplicați puțin skincare. Vă spălați pe față, aplicați o apă termală, o cremă hidratantă, un SPF reaplicat, o cremă de ochi. Nu puteți face toate astea peste machiaj. Așa că, sinceră să fiu, vă sfătuiesc să nu vă machiați înainte de sală. Puteți să vă machiați după. Eu, de exemplu, îmi este, ca să zic așa, ușor să nu mă machiez la sală, pentru că mă duc primul lucru dimineața, mă trezesc, îmi pregătesc lucrurile de sală, mă îmbrac și am plecat la sală. Dacă, de exemplu, faceți sală seara sau în mijlocul zilei, în mijlocul zilei, într-adevăr, este puțin mai greu, dar vă recomand ca măcar tenul, da, ochii înțeleg, ochii nu, dar tenul măcar să îl demachiați, să vă faceți antrenamentul la sală, iar după pur și simplu să vă reaplicați machiajul tenului, care, dacă nu aveți foarte mari probleme și, adică, nu vreți să vă faceți după un machiaj de nuntă sau de petrecere, nu ar trebui să vă ia foarte mult timp să îl reaplicați. Plus că v-am zis, totuși după sală pielea are nevoie de puțină îngrijire și nu ați putea să îi dați această îngrijire și să îi satisfaceți această nevoie dacă ați fi machiate. Machiajul la plajă și la piscină, din nou, în primul rând eu nu înțeleg dacă este un shooting, dacă este un eveniment la piscină și așa mai departe, o petrecere la piscină, da, înțeleg să fii machiată, poți să folosești chiar make-up waterproof, aceea este o situație în care acel tip de machiaj se potrivește foarte bine, dar dacă te duci pur și simplu ca să stai la soare sau să te relaxezi sau să te bronzezi, n-am înțeles de ce să ne încărcăm tenul și să nu lăsăm să respire. Din nou, dacă ești machiată, nu poți să aplici constant și corect SPF-ul din oră în oră sau din două în două ori, așa cum ar trebui aplicat. Deci te încurci și îți faci singură rău. De ce? Din nou, transpiri, stai în soare, oxidează fondul de ten, se îmbâxește cu transpirație, adică nu, e ceva rău acolo. Și da, înțeleg perfect că sunt persoane care simt nevoia de acoperire pentru că au diverse imperfecțiuni. Și știu cum este, că am trecut și eu prin asta și credeți-mă că și mie îmi venea să mă machiez la plajă, dar nu o făceam. Dar pentru acele situații există, să vă arăt eu vouă, produse speciale și anume... Era să scap. Acesta este un SPF de la Obagi, Sunshield se numește, cu SPF 50 și are și infrared defense, adică este super, super bun, adică eu îl folosesc după tot felul de tratamente laser, unde nu am voie să stau deloc la soare și n-am avut niciodată nici o problemă, și are și culoare în el, uniformizează tenul. Fiind un SPF, îl poți reaplica și dacă îl ai doar pe acesta pe față, reaplici și repigmentezi și reuniformizezi tenul fără nicio problemă, poți să intri în apă cu el, doar trebuie să-l reaplici și așa mai departe. Adică,
În ziua de astăzi deja avem produse care să ne ajute și să ne satisfacă toate nevoile, inclusiv într-o situație de genul în care nu ne simțim încă confortabil și nu am ajuns în acel punct în care să putem să stăm așa fără machiaj, chiar dacă avem niște imperfecțiuni mai serioase. Nu e nicio problemă și nu e nimic greșit în faptul că nu vă simțiți confortabil cu asta. E perfect normal. Ideal ar fi să ajungeți să înțelegeți că nu asta vă definește și că e ok să mai aveți și imperfecțiuni, dar dacă încă nu ați ajuns în acel punct în care să vă simțiți confortabil, e normal să vreți să vă aranjați un pic. Doar că folosiți produsele, și asta vă sfătuiesc, să folosiți produsele potrivite pentru acest lucru. Cum ar fi acest SPF care are tint în el, mă rog, pigment. Și mai există, au și cei de la La Roche-Posay un astfel de produs, mi se pare că și cei de la Vichy. Nu folosiți fond de ten, căutați niște BB cream-uri cu SPF foarte mare sau un BB cream mai pigmentat pe care îl puteți amesteca cu un SPF. Există soluții și există produse pe piață care să vă ajute în astfel de situații, dar să nu vă dăuneze și să nu vă facă rău. Cam asta am avut de zis legat de dacă ne machiem la plajă sau nu. În primul rând, nu mi se pare că se potrivește cu contextul respectiv, când este un context de relaxare, de stat la plajă, de bronzat și așa mai departe. Apropo, dacă vreți să vă bronzați, dacă vă dați cu fond de ten pe față, s-ar putea să rămâneți mai albe pe față decât pe corp, adică nu vă bronzați oricum uniform. Plus că, repet, nu puteți să aplicați SPF corect. Există și riscul să vă îmbâcțiți, să vă încărcați porii și tenul și să vă iasă apoi imperfecțiuni și așa mai departe. Dacă aveți orice fel de întrebare legat de acest subiect, dacă aveți o părere, vreau chiar să-mi spuneți dacă vă machiați, dacă nu vă machiați la plajă, dacă am reușit să vă conving să nu mai faceți treaba asta. Și repet, dacă este o petrecere la piscină, dacă este o petrecere pe plajă seara, dacă este un context din ăsta mai de party, mai de ocazie, da, perfect, de acord, ne machiem, ne aranjăm, ne facem părul, de toate. Dar când vă duceți să vă relaxați, să fiți voi cu voi, bucurați-vă de asta și lăsați-vă pielea să respire, dați-i ingredientele de care are nevoie, dați-i cremele, dați-i hidratarea de care are nevoie, ca să vă simțiți și voi bine din toate punctele de vedere. Bun, cum spuneam, dacă aveți întrebări, să știți că sunt aici, puteți să-mi scrieți în comentarii. Dacă nu v-ați abonat deja la acest canal, aștept să o faceți și sper că am reușit să vă conving. Puteți să mă urmăriți și pe Instagram și pe TikTok, Laura Moșuraia, iar noi ne revedem joi cu un nou clip. Pa, pa!